Structura anului școlar 2021-2022 va suferi modificări importante. Elevii vor începe cursurile în data de 13 septembrie, iar semestrul al doilea va începe imediat după vacanța de Crăciun. Prin urmare, nu va mai exista vacanța intersemestrială. Dispare vacanța intersemestrială. Anul școlar 2021-2022 vine cu schimbări. Primul semestru se va încheia înainte de vacanța de Crăciun. Cursurile anului școlar 2021-2022 vor începe în 13 septembrie 2021. Decizia a fost prevăzută în ordinul Ministrului Educației și publicată în Monitorul Oficial din 16 februarie 2021. În același document apare faptul că anul școlar se structurează în două semestre, adică 34 de săptămâni, după cum urmează. Semestrul întâi are 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021-22 decembrie 2021 și semestrul al doilea, 20 de săptămâni de cursuri dispuse în intervalul 10 ianuarie 2020, deci după vacanța de iarnă intrăm deja în semestrul al doilea, și până pe 10 iunie 2020, cu includerea programului Săptămâna Altfel în perioada 8-14 aprilie. Atunci se pot organiza și olimpiadele naționale. Elevii au mai trecut prin această schimbare în anul școlar 2019-2020, realizată cu scopul de a fragmenta mai puțin semestrele. Pentru școlari, însă, acest lucru se traduce în vacanțe mai puține și mai scurte. Ei vor rămâne doar cu vacanța de iarnă, cea de Paște și vacanța de vară.